Parte de la băiatul din staff însărcinată, fii sigură de asta. Au, mi-e rău, să vedem cine seamănă. Vecina mea din Brașov este din Chirpă. Ce Foarte tare. E tare. unde este vecinul tău? Stă pe o stradă, două de mine. Ia, suntem apropiați, ca și locuință, dar nu-i vecinul meu. Au. Ce am făcut? Nici. Ah, sunt curioasă ce schimbări vor fi făcute în casă pentru următorul sezon. Nu știu, sunteți de la Sibiu? Da. Era care comentează râsul, sine miroreasa. N-are nimic. Las că revorbesc noi acum. Rachetă, tot bombă, deci Valentina a luat și noi de la tine ceva. O fi proiectat Da. la Paris, bebele s-ar Păi putea am zis, dacă e fată, o cheamă Paris. Vale Valentina Bruca Ingrid. Ingrid. Las-o, stai și aici, dacă n-are ce face. Giovanna are 22 de ani și e în 4 luni. Foarte drăguț. Am văzut niște poze cu Giovanna, Deci, foarte noi simpatică. nu știm dacă a prins. Te șantajează, Gabi. Te ștanțează, iubirea Ah. mea. Ești obo? Da, puțin. Nu știu dacă a prins aruncat pe final, chiar n-am văzut-o. Gabi, mama ta are o prietenă în Maramureș și da, cred că da. Și eu am făcut nunta și botezul, a fost cea mai frumoasă, mi-a găsit că eu. Nu era așa rar în alte sezoane, de Ingrid. Lasă să zică ceva, că nu-i problemă. Mai stați pe live? Da, o să mai stăm. Acum unde suntem la Poți face Sibiu, botezul odată cu unia religioasă. Bă, e da. foarte importantă pentru noi cu unia religioasă. Iar Valentin să făceai griji ca afară nu să fie așa iubitoare cu tine, ce zici acum? Ce zic acum? Zic că eu n-am văzut așa ceva. Deci pe cuvântul meu de onoare, dacă nu în casă era 50% din ce e acum. Da, aici am cei mai tari socri. Dacă e fetiță, o chemi să fie și dacă e băiețel, o chemi Valentin. Nu, dacă e băiețel, o să-l chemi. Știi cum am gândit Păi astăzi? n-am zis eu. Vladimir, iubire. E foarte drăguț. Iese, da. Mai lucrez la poliție. Deocamdată nu, luna asta mai am. Pentru Nu și februarie luna începe. viitoare, pe 1 Și februarie. atunci să ai doi cu Amaria din sezonul 4 au anunțat că nu știm cine Ce sunt Radu. drăguț. Pa Maria am văzut-o, dar pe Radu nu. Ce mai face doamna Flori? E acasă cu tata. E mișto rău, Vladimir. Da, e un nume foarte Și frumos. Oliver, Mie îmi da. plăcea Kevin, mă rog de tot, ca și nume, da? Vezi ce pierdeai? Realizezi, Vali, Povestiți ce ați realizezi. vorbit în sala de sport? A, da, ce să zic, păi ne făceam planuri. Da, Vladimir este un om puternic. În sala de sport ne făceam planuri cum o să fie după ce o să ieșim din casa, având în vedere că eram despărțit și am zis că eu o să vin la Sibiu și el o să meargă la București și... Pe băiețelul meu îl cheamă Kevin. Tare rău de tot numele. Drăguț. Și la un moment dat ne-am așezat jos Mâine, pe Simona. saltea și ne țineam amândoi de mână Da. și am zis eu la un moment dat că suntem ca într-un serial sau film cu final nefericit. Și bine, a fost lungă discuția, cred că o oră sau ceva de genul ăsta am discutat și Valentin la un moment dat a zis și nu crezi că putem să schimbăm finalul? Și am zis și cum să-l schimbăm? Păi să ne căsătorim. Și a zis, bine, hai să ne căsătorim. Și am Eram schimbat precar finalul. să am găsit nu un peștișor, un banc de peștișori de aur și le dădeam cu piciorul, frate. Doamne, ce prostie făceam. Orgolios, Vali, da, foarte orgolios. Vladimir Harle, super. Da, chiar S-a da. enervat în sală de sport, tot arogant, Vali, da, am fost arogant. Acum nu mai sunt. Vladimir Vladimir Tudor este Tudor. numele. Și Tudor îmi place, E frumos, da. da. Tudor e nebun pe mine. Raisa, Ariana, Sofia, Sonia. La fac nu Rachetă, înțeleg. bombă, top. De verde planetă, tank. Vali, ți-a fost frică Gabriela, că în o să o concediu, da, pierzi. sunt în concediu. Că o să pierzi, așa e? Da, mi-a fost frică că o să pierzi. Ați avut în sala de sport niște replici desprinse din film, sunteți Casian, dai, inteligente. frumos. Da, mulțumim. Ce făceai, Vali, dacă pleca Gabi Ce singur la făceai? Sibiu? Nu știu, nu pot să mă gândesc acum. Era rău de tot. Mă țineam după ea. Păi, știi ce făceam? Că știu ce făceam. Toate bagajele ei, cu 2 săptămâni înainte de finală, le trimisese la mine, știi? Și i-am zis, păi bă, iubire, și cum facem cu bagajele, dacă vrei să ne despărțim și așa, că domne, mi le trimis tu. Zic, nu, vii și mi le dai. Vii și ți le dau, zic. Nu, domne, trimit pe fratele meu să le ia de la tine. Nu, iubirea mea, tu mi l-ai dat, tu trebuie să mi le iei înapoi. Venea la mine acasă și o țineam acolo, îți dai seama ce era să-i fac. Ți-ai format comunitate mare, Gabriela, alegeri, poți să fii trainer. Băi, nu zic că Da, e... într-adevăr, chiar aș vrea să ajut foarte multe persoane să aibă un stil de viață cât mai sănătos și să facă mișcare și să faceți în fiecare dimineață cu mine sport. Chiar mi-ar plăcea să fim așa o comunitate mare de fete și să facem sport și... Eu nu zic asta că e soția mea, dar are niște cunoștințe, doamne, dacă vezi ce știe despre el, doar pe nedere, vezi. Deci, te-ai cam prostit cu ispita aia, nu ai experiență. Te-ai cam pro... Eu m-am prostit cu fata? Da, prima așa am spus că le trimit prin curier, dar prima oară am zis nu, lasă că vii tu. Și pe urmă când am văzut puțin ranga, 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 zic, bă, stai așa că nu pot să fiu tot eu să las atâtea de la mine. Ți le trimit prin curier și gata.
Și mai uit un tricou la mine în casă și... Mulțumesc! Iza este însărcinată, ceva n-a însărcinată, dar simt că voi fi mătușă de trei. Să știi că ești foarte frumoasă în uniforma de poliție, mulțumesc frumos, mi-e dor să port uniformă. Chiar iubesc sincer, și eu cred asta, nu? Două sfete pereche, da. Să te uiți, Valentina, la video ce arugant ai fost. Știu, nu m-am uitat la ele, venea să-mi dau cu pumni în cap. Dacă faci sport online, eu sunt prima scrisă, o să vă anunț cu siguranță, Adina. Mulțumesc, Iisus. Asta e cel mai important pentru mine. Nu ați câștigat banii de recunoscut. E cel mai important pentru mine. Te iubesc. Apreciez tare mult, Lore. Ne-am bucurat mult dacă împărtășești cu noi rețete. O să vă dau rețeta cu prăjitura aia ca să terminăm și de la 1 februarie... O să vreau să fac un grup de WhatsApp cu rețete și tot felul de beneficii ale alimentelor. Măi, Corina, nu neapărat că am schimbat finalul, că am crezut că o să o pierd, că eu, oricum și dacă ieșeam necăsătoriți, tot aici eram acum, în gândul meu, adică viața nu se schimba, tot la Sibiu veneam, știi, dar... Am făcut o prostie și eu mă bag să fac sport cu voi, că am mușchi atrofiați. Mihai Racărgani, e sora Roadi. A, da, super. Da, e foarte frumoasă în uniformă. Aveam mereu poza rapat cu soția mea în uniformă. Nu mai contează ce a fost, așa este. Toată lumea trebuie să te-ai transmis dincolo de stic. Apreciez tare. E foarte frumos să vă vedem. Avem atât de multe lucruri, da, o să facem și cât mai multe. N-avem destul timp, dacă am mai multe ore. Pe Gabriela nu știa că tu când erai ușile închise în ultima săptămână spuneai că e soția ta. Da, m-a supărat tare. Și acolo nu mai vreau să zic. Mi s-a spus că eu ziceam că mișto de fapt când ziceam că de-abia aștept să se deschidă ușile și să iau pe soția mea în brațe și așa. În fine. A lăsat orgolul lor. Am lăsat. Că de acolo nu mâncam. Când mergi la București? E 28. Pe 28. Pe 5 februarie ce se întâmplă la antenă? De vă cheamă pe toți la București. Nu știu pe cine mai cheamă. Știu că noi avem niște treabă. Da, despre bullying. Da, mi-am inteles, știi. Am 26. Da, este specială. E o fată wow. Unde o să locuiesc? De la Sibiu? Sunteți foarte frumoși. Hai, Dinamo. Când am fost copil, țineam cu Dinamo. Plângeam când pierda. Dacă faci și este ți-au trecut stadionul, zice Adi. Bună ziua, mă rog pentru când te-am văzut la emisiune, nu mi-a venit să cred. Da, cred că am șocat pe foarte multă lume și mai ales colegi de-ai mei și foarte, foarte multă lume cred că a fost șocată că m-a văzut, că nimeni nu s-a așteptat pentru că nu am spus nimănui decât familiei și șefului meu la muncă pentru că nu aveam voie să spun. Măi, ce s-a întâmplat în emisiune nu mai contează pentru că tenis spera până în final să cucerească vară. Nu poți să cucerici pe cineva când e atât de îndrăgostit. În Sibiu vă luați locuința voastră sau stați cu părinții. Părinții mei nu stau în Sibiu, stau la 40 km de Sibiu și da, vrem să ne căutăm ceva. Asta e o poveste de bine, mai ceva ca în filme. Păi și în filme nu există bine de la început până la final. Trebuie să existe un șoc puternic. Nici chiar atât de puternic. Mai pot să respir. Deci, de ce, Gabi, să știi că de nimeni mereu a fost lângă tine, nu știu ce prostii spun unele. Da, am simțit-o și eu. Lăsați-mi place cu tine și vreau că m-ați nebunit. Ai dat odată pașaport de o zi unor copii și nepoate. Da, dăm foarte multe legitimații când apasă avem... Apasă pe ecran, când porcul, avem cred. Acțiuni de genul ăsta. Sunteți power, dragilor, voi sunteți power. V-a arătat o femeie puternică. Păi am zis, am pus mâna pe comoară. Cine îți bate joc de o comodă? Nimeni. Gabriela, e foarte iubită. Apreciez tare mult, să știți. Denia a dansat cu Cosmin, apoi a cerut scuze Mirânei, dar a făcut o istorie. Nu știu. Directorul te-a căutat din de când ești afară. Niciodată. Păi nu am apucat, pentru că probabil are și ea treabă. Anca, vâștea. Te întorci cu dragă la serviciu, bine? La ce? La serviciu? Da, cu siguranță. Vari nu te bagi antrenor de fotbal. Am foarte multe în cap acum. Cumva o să fiu un domeniu, avem multe în cap. Aici, prezentă și ea. Să știi că Haci e aici lângă noi, am stai să ți-l arăt cum stă. Bună, Haci! Anca? Da. Te salutăm, Anca, mulțumim. Vorbiți des cu doamna Flori. Am vorbit ieri și astăzi la telefon. La jandar, Vari, acolo e bine, bugetar. Nu mulțumesc. Mersi. Nu mulțumim, nu.
Vă mulțumim că împărtășiți timpul vostru. Păi și voi cât timp ați împărtășit și cu noi? Păi ar trebui să stăm o lună în continuu pe radio, da, cât ați stat voi cu noi. Stați în chirie, o să stăm. Da. Deci nu-ți cauți de muncă vari. Nu trebuie să caut, că știu ce am de făcut. Pe Facebook, noi am fost alături la Bine și la Greu. Nu prea folosesc Facebook-ul, dar dacă o să intru, o să încerc să dau accept la cât de multă lume pot. Dar nu, chiar nu stau acum, pe Facebook. Acum fiind pastor căsătoriți, aveți dreptul să primiți un teren și puteți... Nu vrem să investim în case și în chestii de genul. Nu mulțumim. Nici dacă am fi câștigat 3 premii, nu ne-am fi.